Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni care ascultați acum, trebuie să fim conștienți că atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de călăuzirea lui specială pentru a înțelege nu doar ceea ce este relatat în el, dar și mesajul pe care el îl are în mod special pentru inima noastră. Să nu uităm, deci, să ne rugăm Dumnezeului nostru ca el să comunice cu noi prin Duhul lui Cel Sfânt. Adesea suntem ispitiți să citim cuvântul lui Dumnezeu în mod superficial, mecanic, limitându-ne la o simplă trecere în revista evenimentelor pe care le prezintă pasajul citit. Este foarte adevărat, unele sunt pasaje deosebite, conțin informații istorice sau principii minunate sau biografii ale unor personaje deosebite. Dar, dincolo de toate acestea, Dumnezeu a folosit acele informații nu pentru a ajunge numai la mintea noastră, dar și la inima noastră. Cred că și în ceea ce îl privește pe Ioan Botezătorul, despre care vom studia astăzi, Dumnezeu dorește să comunice cu inimile noastre folosind istoria acestui om. Dați-mi întâi voie să vă reamintesc unde am ajuns cu studiul nostru în noua carte pe care am început-o și care este Evanghelia după Matei din cadrul Noului Testament. Am parcurs până acum genealogia și nașterea Domnului Isus. Am văzut că venirea Domnului Isus în lume nu a fost întâmplătoare, ci a fost un plan a cărui împlinire a fost urmărit de Dumnezeu pas cu pas, fiecare etapă a fost minuțios pregătită de Dumnezeu și aceasta cu un singur motiv, mântuirea noastră. Nașterea Domnului Isus, o naștere miraculoasă și unică, a fost și ea un semn pentru necredința acestei omeniri. Acum avem de-a face cu un alt personaj însemnat din Noul Testament, care cu siguranță vă este cunoscut, Ioan Botezătorul. Este drept că apariția lui este destul de bruscă în Evanghelia după Matei și dacă ar fi fost numai ea, poate că ne-am fi întrebat de unde a mai apărut și el. Spre deosebire de Luca, Matei nu oferă prea multe detalii cu privire la contextul în care a apărut Ioan. Motivul nu este greu de înțeles, având în vedere faptul că Matei îl prezintă pe Mesia ca fiind cel despre care se profețește. Ascultați ce spune Maleahii despre locul pe care îl ocupă Ioan. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Ioan era mesagerul acesta despre care se vorbește cu sute de ani înainte. Chiar Ioan însuși afirmă foarte clar că el este numai unul care anunță, care deschide calea unuia mai mare decât el. Acesta este și motivul pentru care el se plimbă prin toată Iudeea, prin pustie, cu un singur mesaj. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Acesta este mesajul pe care Ioan îl comunica. Nu este unul complicat, sofisticat, ci unul simplu, dar puternic. Un mesaj de care avea nevoie societatea de atunci. Cum, de asemenea, cred că și societatea de astăzi are nevoie de același mesaj. Să vedem mai de aproape despre ce este vorba și să începem cu prima parte. pocăiți -vă". Este o expresie care mereu a fost adresată poporului lui Dumnezeu ca o provocare pentru a se întoarce de la păcatele lor. În limba greacă, termenul folosit pentru pocăință este metanoia, care are o semnificație profundă. Acest termen înseamnă schimbarea minții și direcția este foarte precisă, 180 de grade. Cred că funcționalitatea pocăinței trebuie să existe în primul rând la copiii lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care trebuie să fie sensibili la ceea ce Duhul Sfânt le comunică cu privire la starea lor și să facă acea întoarcere de care au nevoie. Vedeți, păcat, hamarte în limba greacă, este și el un termen al cărui sens este foarte strâns legat de metanoia. Termenul acesta era folosit atunci când se trăgea cu arcul la țintă. Atunci când cel care trăgea la țintă nu o nimerea, observatorul anunța hamarto, ceea ce însemna că greșise. Atunci când păcătuim, înseamnă că ne abatem de la țintă. În loc să ne îndreptăm către ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi, suntem pe o direcție greșită care nu ne duce altundeva decât la pierzare. Înțelegeți acum de ce este nevoie de metanoia? Trebuie să fim mereu atenți la direcția în care mergem și atunci când Duhul Sfânt semnalează abaterea noastră, să ne pocăim și să ne întoarcem către Dumnezeul nostru. Dar cei care nu sunt copii ai lui Dumnezeu, ei nu au nevoie de pocăință? Cred că deja s-a înțeles răspunsul. Cu siguranță că au. Dar mai este un aspect aici. Mai întâi este un lucru pe care trebuie să-l facă și anume să creadă. Acesta este și mesajul pe care Apostolul Pavel îl dă temnicerului din Filipii. Puteți citi despre acest incident în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 31. Acel om avea nevoie de credința în Domnul Isus, și în acest caz înseamnă întoarcere. Înseamnă să te întorci de la o viață a cărei direcție este pierzarea și să mergi de acum către adevărata viață. Credința în Domnul Isus este cea care te aduce într-o relație de pace, de prietenie cu Dumnezeu. Mai mult, ne spune că acesta este modul în care devenim copiii lui Dumnezeu. Acesta este ceea ce dorește Dumnezeu de la noi, să intre într-o relație cu noi. Acesta este începutul mesajului lui Ioan. Dumnezeu a trimis pe cineva care să ne ajute să intrăm în relație cu el. Următoarea parte a mesajului lui Ioan vorbește despre împărăția cerurilor, aceasta nu înseamnă altceva decât că cerurile vor fi cele care vor avea autoritate asupra pământului. Iar Domnul Isus va fi Regele. Acum, nu poți avea un regat fără un rege, și nici nu poți avea un rege fără un regat. Atunci când spunea că împărăția cerurilor este aproape, el de fapt anunța că Regele ei este deja acolo. Uneori oamenii întreabă dacă astăzi această împărăție este o prezență reală. Da, este. Toți aceia care vin la Domnul Isus și îl recunosc pe el ca mântuitor, devin deja cetățenii acestei împărății. De acum ei aparțin unui alt rege, regelui acestui univers. Ori, realitatea nu este vizibilă printr-un nou pământ, ci prin cetățenii acelui regat. Modul lor de viață, relația în care se află unii cu alții și cu Dumnezeu, sunt elemente clare ale unei prezențe reale a împărăției cerurilor printre noi. Este adevărat că în ceea ce privește domnia Domnului Isus asupra pământului, aceasta nu este o realitate deja realizată. El nu domnește decât în inimile acelora care s-au supus lui de bună voie prin actul credinței. Dar va veni o zi când se va întoarce să ocupe tot acest pământ. Atunci, toți cei care au fost sau sunt răzvrătiți vor avea parte de judecată. Dar să auzim cuvintele cu care începe acest capitol 3 din Evanghelia după Matei. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Așa cum atrăgeam atenția, Matei prezintă o nouă profeție care se împlinea de această dată cu Ioan. Ioan acesta era acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Aceasta era identitatea lui Ioan, o voce care strigă în pustie. Misiunea, scopul lui, era să pregătească calea pentru Domnul Isus. Ca individ, Ioan avea un comportament destul de ciudat. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Dieta lui era destul de ciudată, ca și îmbrăcămintea de altfel. Probabil astăzi lumea l-ar identifica cu un vagabond. Dar, în ciuda înfățișării lui, cu părul netuns, barba nerasă, omul acesta constituia o atracție pentru mulți oameni. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Oare ce îi atrăgea pe acești oameni? Ioan era unul care se supunea legii Nazireatului, o lege a Vechiului Testament. Era o formă de dedicare totală pentru Dumnezeu, dar iată că misiunea lui este una cu totul nou testamentală. Omul acesta nu constituia doar un personaj picant, ci un personaj care manifesta o dedicare specială față de Dumnezeu și conștiința unei misiuni deosebite. Aceasta îi atrăgea pe oameni în jurul lui. Nu numai că îi atrăgea, dar erau motivați să treacă la acțiune. Oamenii aceștia primeau botezul și doreau să trăiască după voia lui Dumnezeu. Prieteni dragi, cred că este un bun exemplu pentru noi. Trebuie să recunoaștem că optica noastră cu privire la comunicarea mesajului izbăvirii divine este mult modificată. Vreau să spun că este adesea transformată într-o parada cuvintelor, într-o prezentare cât mai impunătoare din punct de vedere vestimentar și alte detalii care nu sunt deloc prezente la Ioan. Vreau să spun cu alte cuvinte că suntem mult prea mult preocupați de imagine și mai puțin de aceste două importante elemente care atrag pe oameni în jurul lui Ioan. Este vorba despre dedicarea lui față de Dumnezeu și înțelegerea clară a misiunii sale. Oare nu cumva tocmai acestea ne lipsesc nouă? Oare nu cumva ne apropiem mai mult de farisei care vin la Ioan cu gânduri nu tocmai curate? Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă vă, avem catate pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiai lui Avram. Iată că Securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Interesantă este atitudinea lui Ioan față de acești oameni. Ascultați numai cum îi se adresează, pui de năpârci. Cum va simți dacă predicatorul va întâmpina cu aceste cuvinte într-o duminică dimineața? Cât de popular credeți că ar deveni el? Dar Ioan nu era preocupat deloc de popularitate. El era credincios misiunii pe care o primise din partea lui Dumnezeu. Misiunea lui cerea ca oamenii să fie confruntați cu păcatul lor. Acum, pentru niște farisei și saduchei, despre căror statut am discutat în partea introductivă, care erau preocupați de lege, de tradiția iudaică, să le adreseze asemenea cuvinte nu era tocmai potrivit. Dar așa cum mulți din zilele noastre nu înțeleg, nici ei nu înțelegeau că ceea ce dă măsura credincioșiei nu este ritualul pe care îl practicăm, ci roadele pe care le aducem. În Noul Testament se vorbește foarte mult despre roade. În primul rând, aceasta presupune să ai pomul potrivit. Nu orice copac aduce roade, în acest caz, Ioan vorbește despre toporul care a fost înfib la rădăcina pomului. Motivul este lezne de înțeles. Pomul nu mai aduce roade. Mai mult, pomul începuse să se sălbăticească. Din această cauză, pomul va fi tăiat. Bineînțeles, referirea era la poporul evreu, dar cred că este o bună avertizare și pentru noi. Trebuie să le luăm și noi în considerare. Trebuie să avem mare grijă ca nu cumva să devenim pom lipsiți de rod. Iată acum cum își împlinește Ioan misiunea de a pregăti calea Domnului. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan nu este preocupat de popularitatea lui, așa cum am mai menționat. Nici măcar lucrarea pe care o face el nu o consideră superioară celei pe care o va face Domnul Isus, este aici un lucru interesant despre care doresc să spun ceva mai mult. Ioan afirmă că Domnul Isus va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Observați, vă rog, această conjuncție. Motivul pentru care atrag atenția asupra ei este acela că ea descrie o perioadă de aproximativ 2000 de ani deja. Domnul Isus botează deja cu Duhul Sfânt și va veni vremea când va boteza și cu foc. Focul acela înseamnă judecată. Domnul Isus va veni din nou să judece lumea și toți trebuie să fim conștienți de acest lucru. Poate că cineva va spune că în ziua cinzecimii ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. În general, această opinie este influențată de imaginea limbilor de foc care este descrisă la coborârea Duhului Sfânt. însă citite cu atenție versetele 2 și 3 din capitolul 2 al cărții Faptele Apostolilor, cred eu ne spun altceva. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Observați că acolo este o comparație. Erau niște limbi ca de foc. Era ceva ce însoțea prezența Duhului Sfânt, ceva pentru urechile și ochii celor prezenți în acel loc. Acesta nu înseamnă că botezul cu foc are loc concomitent cu cel cu Duhul Sfânt. Sunt două botezuri diferite și trebuie privite ca atare. Ioan face și el referire la cea de-a doua venire a Domnului Isus. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Este o referire clară la ziua judecății, așa cum se va petrece și cu acel botez de foc dar acum are loc un eveniment important. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Isus i-a zis, Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. O întrebare pe care am auzit-o adesea este, de ce s-a botezat Domnul Isus? Sunt câteva răspunsuri posibile la această întrebare, dar principalul răspuns se află chiar în cel pe care îl dă Domnul Isus. Se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Această împlinire necesară este referitoare la neprihănire, la izbăvirea de păcate. Ori Domnul Isus voia să se identifice în toate aspectele cu noi oamenii păcătoși. Isaia a profețit că el va fi pus în rândul celor fără de lege, adică va fi identificat cu cei păcătoși, așa cum spuneam. Aici este un rege care se identifică cu supușii lui. De fapt, aceasta este esența botezului, identificarea. În cazul Domnului Isus nu este vorba de un exemplu pe care noi să-l urmăm. Nu poate fi vorba de așa ceva, pentru că el este Dumnezeu, Dumnezeu sfânt, în totală separare de păcat. El s-a botezat pentru a se identifica cu omenirea este un motiv pentru care s-a botezat Domnul Isus. Apa este o reprezentare a morții. Moartea lui este un botez. O să vedem la un moment dat dorința a doi dintre ucenicii Domnului Isus care primesc un răspuns ce abordează tocmai acest aspect. Drept răspuns, Isus i-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au răspuns ei. Botezul despre care vorbește Domnul Isus este moartea. Atunci când suntem confundați în apă, noi ne identificăm cu moartea Domnului Isus. Singura modalitate prin care noi suntem izbăviți este prin moarte. Este plata pentru păcatele noastre, dar Domnul Isus a murit deja pentru ele. De acum nu facem decât să ne identificăm cu această moarte recunoscând-o în mod public prin botez. Un alt element deosebit de important în ceea ce privește lucrarea Domnului Isus este coborârea Duhului Sfânt peste El în timpul botezului. Această coborâre a Duhului Sfânt este, de fapt, investirea Lui ca mare preot. Toate acestea erau lucruri care trebuiau făcute. De aceea, Domnul Isus îi spune lui Ioan că trebuie împlinite în detaliu. Era expresia misiunii sale aici pe pământ. Acesta era motivul venirii lui, Domnul Isus nu venise să instituie un nou sistem religios, ci să izbăvească și să ne pună pe noi, oamenii, din nou într-o relație cu cel ce ne-a creat. Pecatul care a distrus relația în care se afla Dumnezeu cu omul nu avea decât un singur remediu: moartea. Dumnezeu, în dragostea lui, a luat asupra lui această pedeapsă și, prin Domnul Isus, face această lucrare de izbăvire. Toate elementele prezentate aici nu erau cu împlinire facultativă. Ele trebuiau făcute, sunt singura soluție pentru izbăvirea noastră. Cred că aceste aspecte trebuie să constituie un semnal de alarmă pentru mulți. Când este vorba de izbăvire, nu putem veni cu programe proprii sau mijloace proprii. Aici nu este vorba despre inspirația fiecăruia, despre cum crede fiecare că poate fi izbăvit. Este o singură cale, este calea pe care Dumnezeu a ales-o, și noi nu putem să o ocolim. Dacă Domnul Isus a urmat Ioana a acceptat-o. Duhul Sfânt a patronat-o, iar Dumnezeu Tatăl a confirmat-o. Noi nu putem face altfel. De fapt, acest botez este o demonstrație a lucrării Sfintei Trăimi. Atât Domnul Isus, cât și Duhul Sfânt, dar și Dumnezeu Tatăl apar în acest context al botezului. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Minunată această manifestare a Sfântei Trăimi. Cred că este un bun răspuns pentru aceea care încearcă să împartă lucrarea mântuirii între diferitele persoane ale Sfintei Trăimi. Dragi prieteni, cred că și astăzi Duhului Dumnezeu ne-a oferit o lecție plină de învățăminte foarte importante pentru viața noastră. Avem nevoie de credincioșie de înțelegerea faptului că este important să înțelegem și să aplicăm voia lui Dumnezeu. Când este vorba despre izbăvire, avem de-a face cu un plan elaborat de Dumnezeu, singurul care ne poate aduce în acea relație cu Dumnezeu. Ioan, Domnul Isus, nu a ocolit acest plan. L-a umplinit și nimeni dintre noi nu poate face altfel. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.